Dragi oneșteni, avem o veste pentru dumneavoastră. S-au făcut salarii mai mari la primăria din Onești. Nu știu dacă voi, cei care sunteți telespectatorii noștri, aveți salarii mărite. Iată, la primăria din Onești s-au mărit salariile. A fost un subiect destul de controversat aici la Onești pentru faptul că o ciudățenie, și încep cu aceasta, acum cel puțin două ședințe de Consiliu Local, tocmai consilierii locali UNEPR și PSD au votat împotriva hotărârii primului ministru, deci a președintelui la vremea respectivă, Victor Ponta. Între timp nu s-a schimbat absolut nimic, dar astăzi au fost discuții aprinse pe această temă, mai ales pentru faptul că cei din Partidul Național Liberal au venit cu anumite argumente arătând inconsecvența politicienilor de la putere din Onești și incoerența în ceea ce privește acest subiect. Lângă noi este domnul consilier, domnul Iene. Vă mulțumim că ați avut amabilitatea să ne acordați acest interviu. Dați-ne câteva detalii. Da. Deci, în primul rând, aș vrea să spun că, într-adevăr, există cadrul legal pentru majorarea salariilor personalului angajat din aparatul permanent al Consiliului Local, al primarului, instituțiilor și serviciilor publice. În al doilea rând, vreau să spun că a fost un astfel de proiect inițiat în iulie 2015. Ca inițiator, la acea dată, a fost domnul viceprimar cu atribuții de primar, Alexandru Cristea, singur inițiator. În fața expunerii de motive prezentate, noi am votat pentru, pentru că, așa cum am spus, cadrul era legal, iar majorarea cu 12% nu este extraordinară. Dar, spre surprinderea mea, domnul viceprimar la acea dată și-a exprimat dezamăgirea că s-a introdus acest proiect pe ordinea de zi, spunând că dânsul cunoaște foarte bine bugetul legat de primărie și că acest buget nu ar permite această majorare, are foarte multe rezerve și de aceea el împreună cu toți consilierii PSD s-au abținut. Spre mai marea mea surpriză și consilierii UNEPR, deci consilierii domnului viceprimar cu atribuții de primar s-au abținut, lucru la care domnul primar a zâmbit și a spus asta e, și astfel acest proiect care însemna o majorare de 12% începând cu luna iulie 2015 a picat. Deci să înțeleg că la presiunile Partidului Liberal, presiune a demersurilor dumneavoastră, până la urmă s-a acceptat acest proiect. Da, ulterior, văzând această situație, noi am introdus un proiect propriu al consilierilor liberali prin care am propus această majorare. El a fost înregistrat pe 10 septembrie 2015 și observând că s-a introdus acest proiect, pentru ca de frică ca să nu fie adoptat un proiect al opoziției, s-a venit pe ordinea de zi cu același proiect care fusese respins, dar spre mai marea mea surprindere, cu o expunere de motive din 15.07.2015, în care ca inițiator era semnată pe lângă Alexandru Cristea și de Nicolae Gnatiuc. Ori Gnatiuc Nicolae nu putea să semneze pe 15, deci n-a semnat pe 15 iulie 2015 o expunere de motive, din moment ce el atunci nu a figurat ca inițiator și a fost împotriva acestui proiect de hotărâre. Este un fals pe care l-a făcut acest consilier cu atribuții de viceprimar. Cred că era mai normal ca dânsul să nu-și pună semnătura pe un proiect de hotărâre datat 15 iulie 2015 și dacă dorea să-l promoveze acest proiect de hotărâre, nu avea decât să-l voteze, dar nu putea să facă acest lucru, pentru că, așa cum au arătat și colegii mei, este un fals pe care l-a făcut din dorința de a fi inițiator al acestui proiect de hotărâre.
Este clar că Oneștiul în acest moment, și este o realitate, nu are primar. Oneștiul nu are un primar, pentru că cel care are atribuție cu rol de primar, colegii lui și așa mai departe, conducerea primăriei, nu reușesc să rezolve anumite probleme foarte importante pentru cetățenii Oneștiilor, și mă refer aici la mizeria care este din oraș. Probabil au vrut să arate sau să regretăm plecarea fostului primar, domnului Laurențiu Neghin. Acum trebuie să cunoaștem că era mai multă curățenie la vremea respectivă. De asemenea, conducerea primăriei se ferește să discute cu presa și afirmând că ne-au invitat la o conferință de presă, la care presa de fapt nu putea să întrebe decât pe marginea unui singur subiect. Cum vi se pare, domnule consilier, lipsa de transparență a primăriei și, până la urmă, această, să-i spunem, dezordine din cadrul primăriei Onești? Față de aceste aspecte, cât și față de alte aspecte, la început am spus că nu pot să mă supăr pe domnul, nici măcar nu pot să mă supăr pe domnul viceprimar cu atribuții de primar, dat fiind faptul vârsta dânsului și lipsa de experiență. Dar constat că situația se înrăutățește și trebuie să ne supărăm și trebuie să-i aducem aminte că totuși este primar. Ați văzut că în cadrul acestei ședințe a spus că el este primar și răspunde de trei lucruri, de fapt cunoștea numai două lucruri. O, nu este așa. Un primar trebuie să aibă grijă de tot ceea ce se întâmplă în acest oraș, de toate aspectele care privesc mersul înainte al orașului, pentru că spuneați de curățenie, nu cred că se poate compara curățenia pe timpul Neghină cu curățenia pe timpul Lemnarului. Deci noi mergem din ce în ce mai jos. Am observat că și cu presa are o atitudine, deși este pare un om calm așa, o atitudine destul de violentă, așa, de respingere, ab initio. A început să învețe și dânsul acum. Contactul cu presa, văd că nu învață numai lucruri rele. Pe această linie este și inițierea proiectului de hotărâre cu acest ziar, Curierul Primăriei sau Municipiului Onești. Cum vi se pare? Va avea conținut politic? E clar, din punctul nostru. Categoric că va avea conținut politic, mai ales... Și dacă va avea conținut politic, va încălca legea? Că dumneavoastră sunteți și avocat. Deci, categoric că va încălca legea, pentru că el este finanțat din bugetul local, din banii pe care fiecare cetățean îi plătește la bugetul local. A spus, a aruncat o sumă de 1000 de lei lunar, este foarte mare, avem în vedere și salariile, pentru că s-a angajat în timp foștii ziariști, tocmai probabil pentru acest a le face un ziar. Cred că ăsta a fost scop. Deci treaba este premeditată, nu i-a venit ideea acum. Și ideea i-a venit mai demult și zic că este un ziar, având în vedere și perioada în care s-a hotărât înființarea, deci de precampanie, este clar că ziarul este făcut pentru a ajuta campaniei electorale a domnului primar și a domnului viceprimar. Da, pe finalul interviului nostru, ce considerați că ar mai trebui adăugat și ce ar mai trebui semnalat pentru cetățenii municipiului Onești? Din partea dumneavoastră și a colegilor de la Partidul Național Liberal. Eu invit cetățenii municipiului Onești să ne semnaleze toate neregulile care se întâmplă în acest oraș, fie la sediul partidului, fie la sediul cabinetului. Noi avem foarte multe solicitări din partea cetățenilor. De fapt, le-am spus o parte și astăzi la punctul diverse. Cred că cetățenii municipiului vor monitoriza în continuare activitatea conducerii acestui oraș și cred că când va fi cazul vor alege ceea ce consideră că este bine și nu rău pentru municipiul Onești. Și o ultimă întrebare, îmi cer scuze, considerați că trebuie făcută o schimbare începând de anul viitor aici în Onești? Este necesară pentru a nu se mai, să nu mai găsim asemenea lucruri extrem de grave până la urmă, pentru că dezordinea la conducerea primăriei, primăria fiind ca o reprezentarea unei familii, dacă nu este o familie organizată, atunci lucrurile merg, și a spus și dumneavoastră, din ce în ce mai prost. Considerați că este necesară pentru oneșteni să se gândească mult mai bine la anul când vor fi alegerile? Categoric, oneștenii și trebuie să gândească mult mai bine, îi invit și eu să fac acest lucru. S-a făcut o greșeală cu Neghină. Eu mi-asum această greșeală pentru că la acea perioadă am fost alături de dânsul, dar acum pot să spun și să recunosc că am făcut o greșeală, pentru că noi n-am făcut decât să aducem în fruntea orașului un aventurier, pentru că asta pot să spun că a făcut el. Acum este și mai rău cu cine este în fruntea acestui oraș, așa cum am spus, o persoană
tânără și fără experiență, ca să nu spun, să nu fiu mai rău, pentru că se pare că este dincolo de ceea ce am spus eu, și cred că trebuie să ne gândim foarte bine și să se gândească foarte bine și să aleagă pe altcineva. Iată, dragi telespectatori, lucrurile merg din ce în ce mai rău aici la Onești. Mi-aș fi dorit pentru oneștenii de pretutindere să le dau vești mai bune, să le spunem că lucrurile sunt în creștere, dar din păcate lucrurile nu stau așa. Îmi pare foarte rău, dragi prieteni, să vă dau aceste vești, pentru că Oneștiu poate merită mai mult, să fim un pic mai atenți, să punem întrebări, să-i tragem pe cei răspunzători de aceste greșeli de mânică, acesta este și rolul presei. Mulțumim, domnule avocat Ene, vă mulțumim încă o dată și sperăm ca împreună, cât din ce în ce mai mulți oameni, să punem umărul pentru a rezolva odată pentru totdeauna, că de 25 de ani merge tot mai rău la Onești. Pentru Exclusiv TV, eu, Eugen Ungureanu, vă spun la revedere. Mulțumim. La revedere, mulțumesc.